Investiția viza reparații necesare la șarpanta de la Corpul C, precum și la sările de arte plastice și de festivități, continuându-se programul investițional al Municipalității Râmnicului, destinat acestei unități de învățământ și care a avut ca obiect modernizări la corpurile A și B. Liceul de arte Victor Giuleanu funcționează în imobilul mult mai generos din strada Henri Coandă, începând cu anul școlar 2018-2019. În perioada următoare, în spațiul din fața acestei școli, va fi dat în folosință un parc cu acces liber pentru toți locuitorii din zonă. Am crezut acest proiect. Vreau să vă spun că orice am fi făcut, fostul sediu al școlii al liceului de artă, nu ar fi fost suficient pentru numărul foarte mare de elevi care frecventează liceul de artă și pentru condițiile de care ei au nevoie. Atunci când am preluat fostul liceu mecanic 2, era un haos total. Vreau să mulțumesc cadrul didactice și celor care au înțeles cu adevărat că și au avut încredere în mine că vom face schimbarea promisă. Am modernizat acest corp de clădire și mai avem doar holul care îl vom face în vederile următoare, în așa fel încât fiecare profesor poate să-și desfășoare cursurile în condiții decente, iar copiilor trebuie să le arătăm respectul pe care îl merită. Avantajul acestei școli este și faptul că există sala de sport, există teren de sport în aer liber, există foarte mult spațiu unde profesorii își pot parca mașinile și, după cum vedeți, am aprobat în consiliul local și am demolat toate mizerile care erau în curte, urmează o perioadă de asfaltare a curții, iar în fața liceului se amenajează un parc extraordinar de frumos, similar cu cel de la liceul forestier. Deci eu apreciez că, în maxim o lună de zile, acest liceu va fi cu adevărat la standard de invidiat. S-a câștigat foarte mult spațiu. Noi, ca și instituție, în ultimul an am avut un număr de cereri foarte mare, ca și elevi care își doresc să se înscrie în sistemul nostru de învățământ, iar vechea locație, din păcate, nu ne permitea ca și spațiu. Deci, ca pentru noi, ca și liceu, este un lucru extraordinar, pentru că putem să ne extindem, să avem un număr mare de copii, foarte multe stări. Și alte unități școlare se află în planul de investiții din acest an pentru reabilitare și modernizare. Există școli. Noi am investit foarte mult la liceul Plășeanu. Tot interiorul a fost modernizat. S-a schimbat tocăria, s-a schimbat parchetul. Lucrăm acum la liceul energetic. Am lucrat la sala de sport și lucrările sunt aproape finalizate. Mai trebuie doar izolația să o facem. Grădința Ostroveni 2 a fost modernizată în proporție de 90%. Urmează să finalizăm și acolo. Avem școala generală numărul 13 prinsă pe proiect european. Trebuie să înceapă lucrarea. Se lucrează intens pe un proiect european la modernizarea întregimii a grădinței Ostroveni 1. S-a lucrat la grădința de la toți sfinții. Școala generală numărul 1 a fost modernizată în întregime, cât și grădinița, fostul sediu al primăriei, unde se desfășura activitatea inspectorului de zonă, care a fost transformată în școală pentru cei de la grupa 0. Acolo mai avem doar de amenajat curtea. La liceul Mircea cel Bătrân s-a făcut o sală de festivități de invidiat și intrarea în colegiu care arată extraordinară. Avem proiectul finalizat 100% și deja s-a scos la licitație pentru modernizarea sălii de sport. La colegiul La Hovare deja am dat dispoziție și de săptămâna viitoare se va intra la o compartimentare la etajul 2, pentru a se mai face încă 4 săli de clase. Acolo avem și un centru de excelență care vom accesa fondurile europene, un centru de inovație și vom finanța acest proiect împreună cu Ministerul Educației. Ce să vă mai spun? Liceul Saitar, investiția care este în derulare, s-a finalizat sala de sport la liceul sanitar, iar liceul cât și internatul sunt într-un proiect de reabilitare termică. Sper că vor intra în acest an, deci toate ambele construcții vor intra reabilitare termică. La liceul pedagogic, tocmai acum, zilele următoare, vom face recepția finală pentru că este gata cu izolația termică a întregului colegiu, liceu. Absolut la toate școlile se lucrează intens. La grădința la școala generală numărul 4, vreau să vă spun că avem un proiect finalizat 100% pentru a construi o sală de sport cu acces din clădire. Vreau să vă spun că am identificat trei locuri foarte importante, unul la liceu energetic, unul la
fostul sediu al poliției locale și un ostroven pentru a construi trei creșe ultramoderne, pentru că intenția noastră este ca aceste creșe, după modelul oraș normal, după modelul celor din Cluj, să le transferăm și să facem creșa creșe și să nu fie amestecată cu grădinița. Deci avem extraordinar de multe proiecte și vreau să mulțumesc Vâlcenilor pentru că mi-au acordat această încredere.